Sâmbătă și duminică, în Parcul Unirii din Alba Iulia, în apropierea Fântânii Arteziene, va avea loc Târgul Meșterilor Populari. Evenimentul face parte din programul destinat Zilei Naționale a Românilor 1 decembrie. La Târgul Meșterilor Populari, organizat sâmbătă și duminică la Alba Iulia, sunt așteptați să vină meșteri din județele Alba, Cluj, Vâlcea, Hunedoara și Mureș. La acești meșteri populari se mai adaugă și 7 producători de produse tradiționale din județul Alba. Având în vedere că este o zi de mare însemnătate națională, meșterii populari invitați și-au adaptat produsele lor meșteșugărești în funcție de simbolistica acestei zile de sărbătoare națională. Astfel că, de la standurile specifice târgurilor destinate meșterilor populari, publicul prezent la Alba Iulia în aceste zile de mare sărbătoare va putea să și achiziționeze stegulețe confecționate manual, țesute, o gamă variată de obiecte meșteșugărești cu tematică națională și spirituală, precum și costume tradiționale românești. Târgul debutează sâmbătă, 30 noiembrie 2013, de la ora 10 și se încheie duminică, 1 decembrie, seara.